12 refugiați sirieni și un traficant bulgar au fost prinși la frontiera Vârșand. Sirienii încercau să ajungă ilegal în spațiul Schengen cu o mașină înmatriculată în Bulgaria. Printre imigranți se numără 7 adulți și 5 copii. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului de frontieră Vârșand au depistat 12 cetățeni din Siria, 7 adulți și 5 copii care au încercat să treacă ilegal frontiera spre Ungaria, fiind transportați cu un autoturism de către un cetățean bulgar. Imigranții au fost observați la aproximativ 50 de metri de frontieră ieri în jurul orei 20:30. Polițiștii de frontieră au declanșat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale, astfel că au procedat la oprirea autoturismului și la legitimarea acestora. În autoturism au fost găsite 8 persoane, iar în portbagajul mașinii erau ascunși 5 copii, cel mai mic fiind în vârstă de un an. Imigranții au declarat că intenționau să ajungă în Ungaria, iar cetățeanul care s-a oferit să-i transporte urma să primească suma de 500 de euro. Polițiștii de frontieră arădeni au întocmit cetățenilor sirieni lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar șoferului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți. Cetățeanul bulgar a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat de parchetul de pe lângă tribunalul Arad cu propunerea de arestare preventivă.